Salut! Ce mai faceți? Sper că sunteți bine, eu sunt ok. Astăzi vreau să răspund la 50 de întrebări, fără să mă gândesc. Întrebările sunt citite de Cristina. Să începem! De ce nu trebuie să-ți fie jale de bani? Cred că nu trebuie să-ți fie jale de bani atunci când e vorba de mâncare și atunci când te duci la medic. Ce te deranjează cel mai mult la oameni? Irresponsabilitatea. Ce îi face pe oameni să fie deranjați de tine? Cred că glumesc prea mult. Și cred că asta câteodată dată pe dânsul îi irit foarte mult. Când ultima dată ai mâncat kebab? Ieri. Dar sushi? Sushi am mâncat ultima dată săptămâna trecută. 300 de lei. Doar tu? Nu, a fost 3 persoane, 300 de lei total. Când ai strigat ultima dată la cineva? Cu glas tare, nu țin minte, dar cu glas lăuntric, încetișor, a fost azi dimineață când conduceam prin traficul din Chișinău. Dar așa, ultima dată am strigat la un șofer care mergea în Rolls Royce, right? Nu știu cum se pronunță. Eu am cedat ambulanței, el a trecut repede de urmă ambulanței, eu am vrut să trec și mai să-l pălesc. Și am ridicat mâna la dânsul, am zis, ce faci? Când mă uit, el e în Rolls Royce. Mașina mea de 3.700 de euro, dar lui e de 500.000 de euro. Când ți-a fost ultima dată rușine? Ieri, când nu am putut să rezolv un exercițiu de clasa 10. În fața la elevi? În fața la elevi. Cum ai câștigat primii bani din viața ta? I-am furat. Cu părere de rău, da, îmi pare rău. Cu cine din oameni ai vrea sau ai fi vrut să bei o ceașcă de cafea? Goldfried Leibniz. Este și filozof, dar și matematician german. Cine este cel mai superb om din contactele tale? Stoller Gheorghe. Arată-ne o conversație pe Messenger pe care nu ai dori să o știe toți sau de care ți este rușine. Nu vă arăt, dar Lilia mi-a trimis un mesaj. Imaginează-ți că numele tău nu mai este legal să-l porți. Care alt nume ai elege? Rodolf Reichman! De dacă în afară de Sergiu știi Rodolf Reichman. Și Rodolf Reichman, aș alege Reinhardt. Descrie viața ta în Chișinău prin trei cuvinte. Găuri, vorbesc de drum. Eu nu știu aici cum să formulez, dar e de tipul că nici nu știu cum voi interpretați. Sau eu nu merit să trăiesc în Chișinău, sau Chișinău nu mă merit pe mine să trăiesc aici. Cam așa ceva. Piesa preferată pe care o ascult cel mai des? La moment ascult Roses de Imam Beck Mix. Pe cine urmărești pe YouTube? Grant Cardone și Jim Roth. El este fondatorul la Herbalife și cam atât. Mare sau munte? Munte. Care este cel mai bun sfat dat de părinții tăi? Fă ce vrei. De tipul, eu nu știu, fă ce vrei. Când ultima dată te-ai bătut sau certat? Astăzi, 22 ianuarie, m-am certat, așa zis, cu Cristina. Spune-ne un talent ascuns de-al tău. Pot compune poezii și povești. Eu o să-ți arăt 10 fotografii de la mine din telefon și tu trebuie să o descrii printr-un cuvânt. Hai! Doar că în loc de câini să fie pisici. Aaa, dar știi care e sensul la asta? Tipa, nu mai ai copii, dar nu mai ești bătrână și necăsătorită și ai pisici. În loc de copii. Asta e sensul. De ce eu descriu asta cu dam? Prostiesc. Dacă ar fi să te schimbi cu viața pe o zi cu cineva, pe cine ai elege? Cred că aș vrea cu Iov. Știți de Iov? Nu. Iov este personaj biblic care a trăit înainte de Hristos, nu știu în ce perioadă, și el era foarte bogat, dar nu din cauza asta, dar el a avut diferite încercări prin care a trecut și până la urmă Dumnezeu l-a ajutat, doar pentru că el a rămas credincios și istoria lui este destul de interesantă. Dacă doriți, puteți merge să o citiți. Ultima temă filozofică despre care ai meditat sau discutat? Am vorbit cu Lili despre aprecierea de sine și faptul că este mai ușor să trăiești atunci când nu cauți să mulțumești oamenii sau nu ții cont de părerile oamenilor despre tine. Adică să faci pe placul oamenilor, da? Să trăiești așa cum crezi tu că este corect pentru tine. Cel mai bun lucru care ți s-a întâmplat în anul 2019? Am lansat examen.media, am lansat afacerea. Cred că acest lucru s-a întâmplat. Și al doilea a fost că mi-am cumpărat automobil. Care a fost cea mai tristă zi din viața ta? Cred că o zi tristă, să zicem așa. Ele au fost mai multe, nu cred că vreau să le spun pe toate, dar una care mi-am amintesc acum, când după o săptămână sau două de lucru la construcție, mi-au achitat foarte puțin, atunci am plâns foarte mult. Eu așteptam mai mult și am plâns pentru că nu mi-a plătit îndeajuns pentru munca mea. Care este cuvântul tău preferat? Succes! Succes ție, succes și mie! Care este cea mai mare realizare a ta până la moment?
faptul că am ajuns să conștientizez că investiția în mine, în creșterea mea intelectuală, în cunoștințe, în abilități, este mai importantă decât lucrurile materiale care sunt în jurul meu. Care este cea mai mare frică a ta? Îmi este frică de înălțime. Ce doreai să devii când erai mic? Când eram mic, doream să devin prim-ministru. Care este sportul sau jocul preferat? Poker. Ai avut vreodată porecle? Numește-le. Avem porecle de familie. Mama ne spune pește. Andrei al pește, tata meu, eu, Serioja al pește. Pește. Eu și Zodia pește, dar porecla pește. Asta e coincidență doar. Câți bani ți-ar fi de ajuns pe zi ca să trăiești normal? $1,000 pe zi. Sau euro, tot se acceptă. Când crezi că un om se poate numi bogat? Când se duce în restaurant și nu se mai uită la prețurile din meniu, dar spune, iată ce vreau să mănânc. Colecționez careva obiecte? Da, colecționez insigne, de tip pins, în engleză. Spune-ne motoul tău prin viață. Dacă în drumul tău spre succes te oprești să arunci cu pietre în fiecare câine care latră, nu vei mai ajunge să ai succes. Cu ce celebritate ai vrea să petreci o zi? Cu Grant Cardone, cred că. Care a fost primul tău post de muncă? Oficial a fost că am lucrat taxator în trolebus. Da, mă sculam dimineața la 4 și mă duceam și eram taxator în trolebus. Asta este oficial, cu cârcic de muncă am dus și m-am angajat. Acolo mi-au făcut și test dacă sunt sănătos mental. O fac test de asta. Neoficial, primul post de lucru a fost am vândut flori. Dacă ai alege să fii un animal pentru o zi, ce ai alege să fii? Vultur. De obicei pe el nimeni nu-l mănâncă. Dacă ai scrie o carte, ce denumire îi pune? Am zis, de tipul așa, cum a spus Ștefan cel Mare. Am zis. Așa i-aș pune denumirea. Este moartea cea mai mare frică a ta sau este altceva? Da, moartea este cea mai mare frică a mea. Dar asta este la moment. Posibil pe viitor va trebui să mă citesc ceva și să îmi schimb părerea. Spune-ne un banc. Taman după moarte, deodată cu bancul. Eu nu știu dacă pentru voi să fie vesel. Eu nu sunt omul care să spune bancuri, dar dacă Cristina m-a rugat, atunci facem acest lucru. Mergea un om prin pustiu și era sete, i s-a făcut sete foarte, foarte tare. Merge, el nu găsește nimic și însetat, gata, murea. Și când nu ajunge, dar vede în depărtare așa o fântână. Și el aleargă spre fântână, zice, apă, apă, apă. Când ajunge aproape de fântână, unul scoate capul din fântână. Unde-i că vreau și eu? Poate e vesel. Ai cicatrici, de unde le ai? Am 3 cicatrici majore. Una este aici, m-a tăiat o fată cu cuțitul. La propriu, luați m-a tăiat. Una am aici, am căzut așa în mână pe spate și a intrat un fier în umăr. Nu umăr, în mușchi, ne-a ridicat carnea. Și unul am în călcâiul drept sau stâng, nu mai țin minte. Am călcat într-o... Știți pedala la bicicletă? Are pedala aceea, pedala era scoasă și era așteaptă șeala, mi-a intrat în călcâi. Spune-ne unul din visele tale. Unul din visele mele este de a ajunge, dacă nu cel mai bun, unul dintre cei mai buni speakeri internaționali. Cine din familia ta este cel mai aproape de tine? Cel mai aproape de mine? Eu. Dar în afară de tine? Mama, cred. Ce fel de muzică asculti? Foarte mult am ascultat sub Carpați, dar aș zice că ascult zdob și zdub. Câteodată, pentru a dormi, ascult și muzică clasică. Câți bani ai acum? Am 20 lei în portofel și 8.000 pe cap. Care este automobilul la care visezi? Până nu de mult era Rolls-Royce, dar deja mi-am schimbat părerea și vreau Bentley. Până mâine îmi schimb alta. N-am automobil preferat, nu știu care este. Până ce sunt mulțumit cu acesta care l-am, dar în același timp nu sunt mulțumit de el. Unde te-ai născut? Spitalul la care m-am născut se afla în Călăraș. Locul din naștere, din adeverința din naștere, e Bahmut. Dar Catare e Bahmut. În Huș. Huș e regiunea din sat unde am copilărit. Este hot-dog-ul în sandwich? Da sau nu? Unii întrebări mai ușoare. Poate pui integrala lui X, ln de X, dx. Dar nu chiar aia asta. Nu e un sandwich. Spune-ne un lucru ridicol despre tine. Nu pot să-mi aleg hainele cum se cade singur. Hai să vă spun un lucru ridicol despre mine care s-a petrecut în liceu, vreți? Am spălat pantalonii și nu aveam în ce să mă îmbrac. Și nu s-a uscat, da? Nu aveam în ce să mă îmbrac a doua zi la școală. Și am zis că eu nu vreau să lipsesc la matematică, de aceea eu m-am dus în pantofi și în pantaloni sport, în sportivi. La școală, toată ziua m-am dus, am luat, da, sportivi, de aceea gobnitski, concret, ca un gobnic am mers la școală, dar am fost la lecțiile de matematică și fizică.
pentru că ele erau foarte importante. Dacă eu le lipseam, eu pierdeam foarte mult. Și iată, era singur mie rușine, dar n-am vrut să mă duc în chiloții. Ce trebuie să facă un elev ca să te scoată din minți? Când îi pun întrebarea, stacă. Chiar dacă știi sau nu știi, dacă taci, mai bine spune că nu știu, nu înțeleg sau se enervează, dar numai să nu tacă. Dacă tace, eu nu pot să repede lucrul ăsta. De ce? Pentru că așa este natura noastră. Cam atât, prieteni, sper că v-a fost curios și ați învățat ceva lucruri noi despre mine. Ok? Nu uitați să te abonezi. Abonează-te și poți pui acolo și notificări să primești. Succes ție, succes și mie! Vreau apă. Hai, pune următoarea întrebare. Nu vreau zvor. Am pierdut la ce întrebare sunt eu. Citești cum scrie acolo. Okay. Eu credeam că te-o spui o fată. Ca tare Mihaluța. Mai spune o dată. Nota 7. De 7, așa e, nu-i 9 sau 8. Suntem la întrebarea 45. Păi, răspunsul e ce vede. M-am mâncat în nas. Cred că 50, așa e?